primul rând, dați-mi voie să dau salutul de respect fermierilor români, păuritorilor de hrană pentru țară. Acei ce se află aici, în câmp, în zootehnie, pe dealul, în terenul pe care lucrează și tot brazda țării pentru a hrăni România. Și o pot face în condiții stabile, atunci când guvernarea este alături de ei. Și am fost, și este, și va fi. Dovada este astăzi. Ieri, toți fermierii români au depus cererile pentru a primi subvenții. Acest lucru s-a realizat de 3 ani ca urmare a unui program de guvernare sănătos, urmărit și pus în practică. Este un program care își are sorcintea în preocuparea partidului, a președintelui partidului, care cu 2 ani de zile în urmă, în campanie electorală, lansa obiective pentru țară care însemna așa, la timp subvențiile, am făcut-o. La timp aduci banii de la Uniunea Europeană. Da, astăzi în România sunt 8,5 miliarde euro care au intrat în țara românească pentru fermieri și pentru dezvoltare rurală. Da, să începem programele care sunt pentru produsele deficitare. Cu 3 ani de zile în urmă, alergați să găsești o tomată pe Galantar. Astăzi, în România, sunt 18.000 de fermieri care s-au înscris în programul de tomate și care asigură produse românești pe piața românească. Și aceasta, datorită unei abordări serioase de către un partid care și respectă cuvântul și adună în jurul obiectivelor generale, e forța aceasta creatoare a țării și iată că fermierii români dau dovadă de acest lucru.